Școala de primăvară Nativ Creativ este o invitație la dialog social adresată comunităților Târgu Mureșene, fie că ne raportăm la elevi, studenți, specialiști din industria comunicării sau din industriile creative și, desigur, Târgu Mureșenilor. Este vorba de un eveniment de 3 zile, concentrat în jurul a 9 workshop-uri. Temele alese sunt dintre cele mai actuale, de la influencer marketing, AI, da, și viitorul inteligenței artificiale, arheologie experimentală. De asemenea, în ultima zi vom avea chiar un workshop pe Metaverse, da, și ce înseamnă să construiești o sesiune de preadmitere în Metaverse, un concept inovativ și pe care ne dorim să-l implementăm pentru universitatea noastră. O serie de evenimente care sunt sigur că vor surprinde plăcut publicul participant. Cu siguranță, toată această inițiativă este la prima ediție, dar scopul nostru este de a demonstra că facultatea și universitatea, practic, care inițiază acest proiect, încurajează un învățământ performant, actual și dezvoltat împreună cu toate parteneriatele gândite în ultimii ani cu mediul privat, bazându-ne pe inputul primit de la partenerii noștri și implicit de la viitoarele generații care păstrăm contactul și vor fi alături de noi în cele 3 zile. Mă bucur foarte mult că sunt aici la Școala de Primăvară în Târgu Mureș, la Nativ Creativ, ce nume interesant v-ați dat și voi la evenimentul ăsta. Numai nu înțeleg ce caută influencerii în zona de Nativ Creativ. Bă, nu caută ei, îi căutăm noi pe ei, că așa e lumea. Nu putem trăi în lumea asta, nu mai încăpem de influencer, frate, peste tot influencer, mai ales dacă faci marketing. Îți doresc foarte mult succes să faci o strategie de marketing fără influencer. N-ai nici cea mai mică șansă. Eu asta o să fac în această școală de primăvară, o să aduc toamna peste mintea și sufletul multor dintre participanți, căci nu o să vorbesc foarte, foarte frumos despre această șleachtă numită influenceri, dar ne trebuie, n-avem ce face. O să vorbesc despre inteligența artificială, despre cum ne ajută, despre cum ne încurcă, ce provocări vom avea, ce provocări vor avea studenții, ce provocări vor avea profesorii și, de asemenea, cât de mult ne va putea ajuta în viitor în a ne îndeplini sarcinile, task-urile și lucrurile pe care dorim să le facem. Sper să fie interesant, să dau câteva informații legate despre unde să caute lumea și cum să înțeleagă un pic mai bine fenomenul care se întâmplă în timp ce vorbim și mult succes! În principal am venit aici ca să învăț despre marketing, cum pot să -mi vând un produs și să înțeleg mai mult ce este AI-ul. M-am înscris în acest proiect, deoarece este prima ediție și mi-a plăcut foarte mult ideea și conceptul și faptul că aduc oameni, influencer, vreau să aflu povestea lor și să mă inspir ca să ajung și ca și ei într-o zi. M-am implicat în această activitate pentru că mi se pare ceva nou, ceva foarte interesant și de actualitate. Toate workshop-urile mi se par interesante pentru că vin personalități care știu despre ce vor vorbi și sunt teme care chiar mă interesează și sunt pe domeniul meu.